curioasă, ce vrei? Crezi? Acesta va fi ultimul protest Hyde Park. Ne dăm bătuți de regimul autoritar Voronin și intrăm în ilegalitate, în virtualitate. Pentru că am declarat că ăsta e ultimul protest, pentru că am lichidat oficial asociația Hyde Park și vom fi acum ca grup de inițiativă incomod pentru orice guvernare, astăzi la ultimul nostru protest anunțasem că facem și o conferință de presă în aer liber. La ora asta trebuia să înceapă comunicarea noastră cu reprezentanții presei. Dacă aceștia ar fi catadixit, dacă le-ar fi permis patronii, cei financiari și politici, să vină să vadă un eveniment social, poate chiar politic,
de maximă importanță. Cum însă presă n-a venit? Jurnaliștii stau comozi acum în birourile lor, mă zice, acasă, sau poate în birourile unor politicieni, cu gura căscată la ce spune toarșul, proprietar de instituție media. Îi lăsăm să stea acolo, să moară în ignoranță și în comoditate și noi îi declarăm complici ai acestui regim totalitar, sunt la fel de inutili, nocivi societății, ca și securiștii, ca și polițiștii, ca și politicienii. Halal presă, halal miliție, halal KGB, halal politiciană Republica Moldova. O ducem atât de rău, mai ales din cauza voastră.